Nemulțumită conducerea clubului CFR de locul pe care îl ocupa CFR în acel moment, era locul 7, o echipă cu pretenții, era CFR-ul în acel sezon 2013-2014. Cu un efort, până la urmă, mingea ajunge la Iacolis, Antonio Iacolis blocat de Gomis. Vie poartă e aproape goală, șut din nou. Luis Gomis face minuni în poartă. Iată faza Nicolui. L-a blocat Matu Gomis, apoi nu vie, încearcă să îl lobeze pe portarul italian. Iacoliș, cel care a fost blocat și acum nu vie. Nu vie, Camora e în fața lui, nu vie, intră pentru a șuta spre poartă, o face și e lovitură de colț pentru CFR, o minge deviată de fundaș. Nu stă foarte bine la jocul de picior. Luis Gomis, but! Și e cartonaj roșu direct pentru jucătorul italian de origine senegaleză, Luis Gomis, 26 de ani, împrumutat de la Torino. Iată, evită golul, să-și lase echipa în comunitate. Aici Bocșan a fost cel care l-a scos din offside. Pe Bud. Iată pe Iacolis, cele Lopez se duce mingea la Bud, e în careu, așteaptă continuarea, nu vie. Șutul lui nu vie. 1-0 pentru CFR, care în acest 44 reușește să deschidă sporul. Greșel mare în apărarea Timișoarei. A rămas cu foarte mulți jucători în jumătate de teren acelui de la CFR. A apucat să se mai retragă în apărare. La un moment dat și Cristi Put era singur în suprafața de pedeapsă. Iată aici cu Put. Continuare excelentă pentru Juan Carlos, care scoate în stânga la Piano Vie. Nou gol pentru Nuvie. E a treia reușită pentru jucătorul de 20 de ani, născut la Metz, a ajuns la CFR. Pas acum pentru Iacoliș, rezistă Iacoliș, minge spate Juan Carlos, apără Ram Strauss încă o dată. Și 2-0, atent Juan Carlos Ruiz, un spaniol de 25 de ani, format la Deportivo, a jucat și la Tenerife, iată, majorează avantajul celor de la CFR, al 6-lea gol pentru Juan Carlos Ruiz în tricoul celor de la CFR. A evitat atacul lui Dan Popescu și același Juan Carlos reușește, a fost Iacoliș cel care are jumătate acest gol cu acea cursă extraordinară. Câte o dublă în meciurile cu Botoșan și Concordia Chiajna. Nascimento, Petrucci, Dorin Goga e în careu, Goga, 2-1, imediat Timișoara reușește să reducă din handicap după greșeala lui Davide Petrucci. Dorin Goga, extrem de inteligent aici, a știut unde să stea. Iată, preluare largă, vine pe poziție viitoare. Își face mingea, a așteptat fie să fie faultat.
și a dus mingea destul de bine în lateral. Iată-l pe Dorin Goga, capitan după înlocuirea lui Scutaru cu Bocșan. Și la fel ca meciul din turul acestui play-out. Încă un dribling, să vedem pasa, continuare ce ajunge la Goga. Dorin Goga ia acțiune pe cont propriu. Dorin Goga șutează pe colțul scurt. Traian Marc atent la această fază. Dorin Goga s-a dus bine. Nu a avut probleme în a se descotorosi de adversarul direct. Iată aici, pleacă de lângă Thiago Lopez. Are spațiu, șutează apoi. Caută colțul scurt. Camora la această fază a plecat de pe poziția lui. Șut în bară a lui Ionuț Larie. Scuduie transversala fundașul central al celor de la CFR Cluj. Iată-l pe Ionuț Larie, autorul acelei bombe. Iată faza. Șutul ce se duce în transversală. Posibilitate de atac a clujenilor. Iacoliș, intrare în fața porții. Bucă! Duce scorul la 3-1. Spuneam Clujul. Era o echipă rământ în orgoliu de acel gol primit din partea lui Dorin Goga. A accelerat ocazii multe la partea lui Rennes Trans. Totul pleacă de la acea centrare. Sigur, a trecut în momente destul de delicate, a fost acea cercetare cu celor de la Gazprom și în sfertul final de Cupului Giurgiana. Aici a dat Scutaru, a avut nevoie de foarte multe o foarte lungă perioadă de a reveni în top. A început încet în Liga a doua. S-a transferat apoi în Moldova. A fost împrumutat la Mediaș. Iată-l pe Davide Petruciu, șut la colțul scurt și cu capul trece pe lângă cel de-al doilea gol, Cristi But. Șutul lui Petrucci, intervenție bună pentru Rennes Strauss. Pele, gol! Cred că e a doua atingere a balonului pentru Steve Berec. Reușește să înscrie. A fost, să spunem, o execuție norocoasă în cădere. Steve Berec trimite spre poartă și înscrie cel de-al treilea gol al său în tricoul celor de la CFR Cluj. Iată și pe Vâtcă și el felicită cu Conceição, e portarul de rezervă a celor de la CFR. Steve Leo Belec, Abeca, 23 de ani, iată-l aici, cum necum reușește să trimite mingea spre poartă. Cred că a trimis-o cu piciorul de sprijin. Centrare cu capul, Cristian Lopez, 5-1 pentru CFR Cluj. Ultima fază acestei partide, suntem în ultimul minut de prelungire a acestui meci. O execuție, o centrare exactă, luată cu capul de Cristian Lopez. Iată, golgeterul celor de la CFR Cluj își face simțită prezența în joc. A intrat ca rezervă. I-a luat fața lui Steve Berec la acea fază. Iată și Berec era acolo. Mult mai bine poziționat Cristian Lopez la această centrare exact lui Victor Bruno. Cu capul, pe colțul lung. Nici o șansă pentru Rennes Strauss. Vine lansat Lopez. Demonstrație de forță a clujenilor. Însă trebuie apoi l-au pierdut și pe
Luis Gomis eliminat. Așadar, 5-1 pentru CFR Cluj, în numele întregii echipe Digi Sport. Vă doresc sărbători pascale pline de lumină, toate cele bune, rămâneți în continuare pe canalele Digi Sport.